Binecuvântată să fie Biserica Domnului și în această dimineață. Fie ca Domnul să binecuvânteze cuvântul lui care să citește aici în auzul urechilor noastre și să binecuvânteze și inimile noastre cu voință și înfăptuire și putere de ascultare și de punere în practică. Nu ne temem pentru că Domnul nostru este Împăratul, Domnul nostru Isus Hristos și o câștigat dreptul acesta el, Dumnezeu din Dumnezeu, ascultând până la capăt de Cel care este Tatăl nostru și slavă Domnului că ne-a fost și nouă făcut și adusă spre cunoaștere și descoperită și dăruită această credință să ne binecuvânteze Domnul Isus Hristos în părtășia noastră să avem o atitudine corectă față de cuvântul Lui. Și așa cum am fost îndemnați de la început, Iona, oare nu l-a cunoscut Iona pe Dumnezeu? L-a cunoscut foarte bine, că era unul dintre prorocii Lui. Oare nu a știut Iona cu cine, de la cine o primit porunca să meargă la Ninive? Foarte bine o știu Iona ce are de făcut. Ce a fost greșit la el? Nu prețuit cuvântul care i s-a dat? Prin asta nu prețuit pe cel pe care i-a dat cuvântul? O fost gata să moară, aruncați-mă mare. Asta e, până la urmă, am și eu stolțul meu. Aruncați-mă în mare, nu? Se rezolvă problema. Aș dori să citesc din Matei 13 de la versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceasta. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de preț, se duce, devine de vinde tot ce are și îl cumpără. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut pescarii, îl scot la mal, șed jos. Aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul viacului. Îngerii vor ieși vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptor aprins, acolo unde va fi plânsul și scârșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? Întreabă Domnul Iisus. Săptămâna asta, mergând la lucru, am mers cu șnelba, mi-a luat un ziar și am văzut acolo o reclamă care spunea, nici nu știi cât e de ieftin, operația cu laser la ochi încearcă. Și era acolo dat o adresă de web și număr de contact. Și m-am gândit în perspectiva întâlnirii noastre că Isus lumina lumii, care luminează și a cărui lumină e nespus de mult mai puternică decât orice laser, are putere și astăzi și ori de câte ori venim în prezența Lui să vindece ochii noștri și ochii noștri să vadă bine. Că dacă Iona n-a văzut, el n-a văzut comoara asta de preț pe care trebuie să o vadă cel care vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Astăzi toate lucrurile merg spre devalorizare. Tot ceea ce au avut cândva preț, ce au avut cândva valoare, se devalorizează, însă și banii vedem că nu mai au prețul care lor au avut ieri. Inflație peste inflație, materialele se scumpesc și învățătura lumii are influență și asupra credincioșilor în multe lucruri. Și se devalorizează, că vedem și în inimile noastre și în viața noastră, conceptul ăsta de împărăția lui Dumnezeu. Dacă există o minune care demonstrează că Isus Hristos este Dumnezeu și a fost pe pământ și El și-o da viața pentru spălarea păcatelor și iertarea păcatelor noastre, este Biserica Lui. Biserica Lui care o dăinuici, și dăinuiește sub tot felul de prigoniri, sub tot felul de lovituri, sub tot felul de, de apăsări, care au venit și din exterior, bună oară prigoana, al lui Dioclețian, pe urmă și din interior, când unii ori înțeles-o apropiere mai mult de Dumnezeu și au vrut să se sfințească ceilalți care aveau puterea și obiceiurile deja și prin obiceiuri conducea poporul imediat i-o prigonit pe ceilalți și a fost tot timpul o prigonire și totuși minunea lui Dumnezeu stă în picioare spune că chiar și în fața porți, porților locuinței morții, ea rămâne, este acolo cum se poate să dăinuiască biserica numai printr-o prețuire. Numai când credinciosul înțelege că ceea ce i s -o descoperit are un preț nespus de mare. Petru spune, n-ați fost răscumpărați cu aur, cu argint. Astea n-au valoare. Răscumpărarea de care ați avut voi parte a fost sângele Fiului Lui Dumnezeu. Și îndemnul care mi l-a pus mie Duhul Sfânt în inimă, mie, și să prețuiesc mai mult împărăția Lui. Îndemnul cu care vin înaintea dumneavoastră este să prețuiți mai mult împărăția Lui Dumnezeu. Este foarte periculos. M-am gândit la conceptul ăsta de, 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 de criza dintre generații, cu care se încearcă să manipuleze tinerii bisericii. Iacov a avut două neveste și una dintre ele nu a vândut tot ce a avut ca să ia. Ceea ce Iacov le-a dus conceptul ăsta de Dumnezeu, el s-a întâlnit cu Domnul, l-a văzut, a văzut scara, au văzut îngerii urcând și coborând. Și mă gândesc că le-a spus și lor, dar ia și-o luat Dumnezeu ei cu ea la drum. Și-a însemnat moarte pentru ea, nu? A murit. Pentru că i-au luat, o lua cu ea Dumnezeu ei la drum. Noi intrăm în relația asta cu Dumnezeu, dar noi nu vindem tot ce avem. Și avem tot felul de probleme, tot felul de, de, de răzvrătiri în noi, că noi nu vrem să vindem, noi ne ținem partea noastră. Nu așa au făcut și Anania și Safira. Ei au vândut moșia, dar au ținut o parte pentru ei și au însemnat moarte. Apostolul Pavel, care a înțeles realitatea și valoarea să vinzi tot ce ai, a spus. Lucrurile alea care erau un avantaj pentru mine, cum le consider? Ca pe un gunoi. Și le-am lăsat în urma mea, de ce? Pentru că am descoperit pe Cel care are valoare adevărată. Iisus Hristos este Domnul. Domnul nu ne cheamă să ne vindem astăzi pământurile și averile, dar avem noi în inima noastră tot felul de lucruri care ni mult mai de preț. M-am gândit, unii nori venit la biserică, din cauza unei măști. Alții nu vor la biserică din cauza unei cereri de membru care trebuie să-și o facă. Ăștia suntem noi, fraților. Iona nu s-a dus la Ninive că nu iubea pe Niniveni. Avem tot felul de lucruri care ne arată că noi nu prețuim. Noi nu prețuim cu adevărat, nu vrem să vindem cu adevărat ceea ce e în inimile noastre. Și aș dori să venim înaintea Domnului în rugăciune și să venim cu sinceritate. Că dacă n-am prețuit, avem de suferit. Încă mai trăiești, încă mai ești în viață. Duhul Sfânt încă îți mai vorbește și mai vorbește. Renunță. vinde de trecutul. vinde pretențiile. Primește-L pe Domnul Isus în inima ta. Ai încercat de atâtea ori. Ai încercat de atâtea ori să te apropii de Domnul. Ai încercat de atâtea ori. Ți-ai dat silință, ți ai venit la părtășie, ți-ai luat avânt. Și dintr-o dată ai ajuns din nou acolo, în acea stare care nu te lasă să mergi înainte și nu, nu ți-ai dat seama de ce. Dar Duhul Sfânt îți spune astăzi, n-ai vândut tot. Tu n-ai vrut să vinzi tot, tu ai vrut să le ai pe amândouă, ai vrut și împărăția lui Dumnezeu, ai vrut și lucrurile lumii acestea, ai vrut și ștolțul tău să rămână, și personalitatea ta. N-ai vrut să te cufunzi în lucrarea aceea minunată care e biserica lui Dumnezeu, să fii ascuns în Hristos în Dumnezeu. Astăzi Duhul Sfânt îndeamnă. Vinde tot. Vinde. Vinde ce nu ți de folos. Vinde. Și cumpără mărgăritarul acesta deosebit. Cumpără. În... ce mi-a rămas așa în mod deosebit? Zice că pescarii ori sta jos. Deci nu au făcut în pripă despărțirea aia. Hai, merge și ăsta, Bă, acceptăm și pe ăsta. Zice că ori sta jos, s jos, și au sortat foarte cu atenție. Când te pui jos, apoi păi faci lucrul așezat, o sorta foarte cu atenție peștii buni de deci ce au fost rău. Să ne păzească Domnul. Să fim aruncați. Pentru cei care au înțeles chemarea lui Dumnezeu, să dea preț în viața lor, lucrării Bisericii, Dumnezeu va avea o chemare deosebită, veniți binecuvântați Tatălui meu de în împărăția. Așa e că ai vrea să fie acolo. Hai să venim înaintea Domnului, să golim din inimile noastre, din mintea noastră, lucrurile care fac din noi o penina. Și penina o folat templu cu Ana, spunea vineri seara aici, cuvântul Domnului. Hai la rugăciune penina, nu o vin cu una stearpă. Nu, oh, e stearpă, îi stearpă, ce caut eu, eu care am copii, eu care sunt deosebit, ce să cauți eu cu o stearpă? Nu? Și acolo scrie că Domnul a făcut o stearpă pe Ana. Și noi suntem mai deștepți ca Dumnezeu câteodată, așa e? Așa ne se pare nouă. Domnul să ne păzească. Domnul să lase Duhul Sfânt să lumineze mintea noastră și ochii noștri să fie vindecați și să vedem bine Că Dumnezeu ne cheamă, dar tot Dumnezeu va porunci îngerilor să facă sortarea aia la sfârșit. Dumnezeu să ne binecuvânteze, ne plecăm pe genunchi înaintea Domnului și fiecare știm ce avem de făcut și Duhul Sfânt să ne lumineze, amin.